A fost emis ordinul de începere a lucrărilor la sala polivalentă a Sucevei, iar în curând vor fi demarate activitățile tehnice specifice pentru turnarea primelor fundații. Primarul Ion Lungu a declarat că în Comisia Tehnico-Economică de la Compania Națională de Investiții a fost aprobată noua soluție de încălzire propusă de municipalitate. Noua sală polivalentă din Suceava va avea o capacitate de 5.000 de locuri. Se lucrează destul de intens acolo la partea de fundații. Sper ca în perioada cea mai scurtă de timp să turnăm primele fundații. Așa cum am spus, s-a întârziat această ordine datorită faptului că au fost modificați indicatorii la sala polivalentă de la Suceava. Noi am, în panică care era anul trecut, creată de prețul la gazul metan, care era foarte sus, acum s-a mai domolit. Am cerut schimbarea soluției de încălzire de pe gaz metan, pe pompe apă sol și panouri fotovoltaice. S-a aprobat acest lucru la CNI, în Comisia Tehnico-Economică. A crescut valoarea indicatorului cu undeva la 3 milioane de euro pentru această nouă soluție de încălzire. În final avem toate aprobările, se lucrează destul de bine și sper să recuperăm acest timp pe care l-am pierdut de vreo lună de zile la începutul acestui an. Sper că, să respecte contractul și pe la sfârșitul anului 2024 să avem o sală polivalentă la Suceava.